Bună ziua, dragi prieteni, Cătălin Cornea sunt. Sunt aici, alături de voi, pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional și sunt pregătit să vă arăt un exercițiu pe care, de cele mai multe ori, voi în lista de comentarii, acolo în secțiunea noastră, a comunității noastre, unde ne întâlnim și discutăm, mi-ați semnalat. Ce facem când câinele găsește ceva de pe jos, pe stradă? Cum procedăm, cum reușim să deținem controlul, pentru că, sigur că da, ați observat toți care aveți căței, în momentul în care câinele a prins ceva în gură, nu mai lasă. În momentul în care a prins și nu mai lasă, aveți mari probleme, băgați mâna în gura lui să trageți și sigur că da, vă treziți mușcați, mârâiți, busculați și nu știți ce se întâmplă. M-am gândit astăzi să facem o mică escapadă în ședința noastră de dresaj cu un cățeluș mic, se numește Coton de Tuléar, ceva ieșit din comun, dar este un cățeluș mic la 7 luni și stăpâna, exact ca și voi, mi-a semnalat această problemă. Astfel că, în momentul în care mi-a descris tabloul complet al problemelor pe care le are cu o situație de genul acesta, i-am propus să vină cu o bucată de os, da? Și de ce os? Acum, ca să știți și dacă vreți să reproduceți acest exercițiu în formatul în care îl veți vedea aici pe canal, în acest clip special, trebuie să știți că dacă aveți o bucată mai mare de os, așa cum o să vedeți în clip, cum avem noi, este avantajos pentru că al nostru câine nu poate să apuce și să-l înghită din prima. Mulți sunt disperați, au apucat și încearcă să înghită și să scape repede de intervenția stăpânului. Stăpânul este dezarmat în momentul în care câinele a înghițit și gata, nu se mai poate întâmpla nimic. Astfel că folosim o bucată mai mare de os, la care câinele trebuie să lucreze timp în care noi avem posibilitatea, timpul necesar să ne repliem și să alegem exact strategia de a controla situația. Ce se întâmplă în situația aceasta? O să vedeți și în comentariul de-a lungul exercițiului. Câinele atunci când găsește ceva, ceva interesant, dincolo de boabele de acasă, castronul cu diverse ce îi dați voi acasă, este o pradă, se trezește acel instinct de prădător și a găsit prada, e pe acest instinct specific și este greu de deposedat. Animalele în natură, și aici apelăm la etologie, animalele în natură luptă, își pun pielea în băț, muncesc mult pentru a deține resursele pe care le găsesc sau le vânează, da? Pentru a se hrăni. E o chestiune de supraviețuire. Sunt gata să-și riște chiar și propria integritate pentru a reuși să... pur și simplu pentru a reuși să se hrănească. Sau să ducă mâncarea puiilor la vizuină. Astfel că ai noștri câini nu fac excepție. În momentul în care au găsit ceva, deja dețin resursele și sunt într-o stare specifică de posesiune. Oamenii nu înțeleg că în această posesiune lucrurile stau diferit decât și-au imaginat ei. Este o logică specific umană pe care voi cei de acasă o răsfrângeți asupra câinelui. Ceea ce nu este de cele mai multe ori corect și nu este calea către succes în relația cu câinele când vine vorba de o asemenea situație. Trebuie să înțelegeți că în orice haită, orice animal al naturii, în momentul în care deține o resursă, nu se mai apropie nici cel mai tare din parcare, din acea haită, să îl deposedeze. Un șef de haită, când deține resursele, nu se apropie nimeni. Da? Stau la distanță și așteaptă momentul în care el dă semnalul că ei se pot apropia. Ce face șeful de haită? Se îndepărtează. Da? Atunci ei se apropie și dețin. Dar șeful de haită niciodată nu se întoarce să verifice dacă respectivii vor ceda resursa, că s-a reîntors el și ar trebui, pentru că el e marele șef, să îi cedeze resursele. Nu se întâmplă asta pentru că, ce credeți? Surpriză maximă, aceia, chiar dacă sunt ultimii din haită, cei mai proști din curtea școlii,
nu vor ceda resursa, se vor lupta pentru ea. Un șef de haită inteligent nu va risca să dezechilibreze relațiile de încredere care s-au creat între el și membrii haitei, cu care, printr-o cooperare extraordinară, își vânează hrană. Ok? Astfel că, dacă ei procedează așa și voi, ca lideri ai relației cu câinele vostru, nu trebuie să cădeți în plasa logicii specifici umane și să vă duceți să încercați să deposedați câinele de resursa pe care o are, indiferent ce este, inclusiv castronul la bolul de mâncare. Sunt unii câini extrem de posesivi pe bolul de mâncare. Nu trebuie să vă duceți să băgați mâna în bolul de mâncare sau să încercați să deposedați câinele când are un os, doar ca să verificați dacă el vă cedează. Nu! Cedarea nu va avea loc, astfel că voi trebuie să înțelegeți că în momentul în care vreți să deposedați câinele de o anumită resursă, fie în casă, fie afară, și simțiți că el este tensionat și este dispus să se lupte pentru acea resursă pe care deja o deține, asta îi conferă lui un ascendent psihologic în situația respectivă și puteți fi mușcați rău. Și cu mine. În momentul respectiv, apelați la acest exercițiu pe care noi îl facem astăzi și vedeți cum funcționează. Bazați-vă pe comunicarea tactilă, așa cum am discutat-o în nenumărate clipuri anterioare, și logica din spatele tehnicii de lucru bazate pe Lessons Guardă, comunicarea tactilă, și rezolvați situația fără un conflict major cu câinele. Creând un precedent pe acest conflict major cu câinele, aveți probleme și puteți fi extrem de mușcați și apoi în mintea lui se sedimentează o anumită impresie pe care nu vă doriți sub nicio formă în relația cu câinele vostru și vă treziți mușcați în alte situații câinele, considerând că sunt niște mici semnale care duc către acea situație tensionată. Evitați situațiile de conflict urmărind acest tip de abordare. Vizionare plăcută! Acum se atașează de el, trage-l încolo. Trage-l. Așa. Lasă-l în pace. Așa. Acum este destul de posesiv al lui. Hai și vine și spune-i să-l lasă. Lasă-l. Caio? Lasă-l. Caio? Lasă-l. 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 Și cum e? Ia, hai, încearcă cum îl faci tu de obicei. Da. Hai, Caio, lasă-l, lasă-l, lasă-l. Ai încercat să-l iei din gură? Nu. Ai să încerc să-l iau din gură? Păi tu cum încerci de obicei? Lasă-l. Da, orice câine face asta în momentul în care descoperă ceva atât de apetisant și se trezesc instinctele în el. E posesiv, da? Du-te pe partea cealaltă. Și dacă el are prim plan, normal că nu-i convine să... Ce face în situația asta? Că nu poți nici să bagi degetele în gura lui, nici să... Da? E deja în posesia lui, e instinctiv. Ceea ce face e instinctiv, nu are nicio problemă. Toți câinii fac asta, da? Ca lucrurile acestea să se schimbe, tu trebuie să... Înăbuși instinctul pe care este acum, instinctul de hrană, ok? Și să activezi un alt instinct, care e ăla? Cel de conservare. Hai, ridică de les. Și ți-l ridicat atât, dai drumul, atât, lasă-l în pace, foarte bine, și ridici din nou. Ține ridicat. Ți-l ridicat, așa, rămâi așa, până când la un dat slăbește priza și dă drumul. Asta face, n-are ce să facă. Rezistă cât rezistă, ține ridicat, așa-ți, atât. Și acum ce facă? Nu mai vreau să fac asta. Și acum lasă-l, ba da, faci asta. Da? N-ai de ce. N-ai de ce, vrei să... Dacă găsește ceva otrăbit, îți găsești resursele să faci asta? Trebuie. Păi hai,
care dă drumul. Gata. Așa. Bravo. Da? Bun, ridică. Ține ridicat. Dă drumul. După ce dă drumul, trage acolo, trage. Hai. Trage. Aici. Așa. Bun. Și trebuie să-i dau altceva? Nu. Nu-i mai dai nimic altceva. Bravo, Carl. Pur și simplu îi împui. Bravo. Da? Vino cu el încoace și îi impune să stea la margine. Hai. Șezi. Da? Nu, lasă-l doar să stea la margine, fără șezi. Tu încearcă să vin încoace. El să rămână acolo. Nu. Exact. Nu. Foarte bine. Nu. Te folosești de decor și faci exercițiul acela. Până la urmă își dă seama că tu îl influențezi mai mult decât prezența acestui. Nu. Da? Îi spui să stea pe loc. Bravo. Aștept. Ia-o să de aici. L-ai luat, da? Lasă-l jos. Ia-l din nou. Nu. Perfect. Vezi? Când este la distanță, întinde-l spre el și când vrea să-l ia, îi spui lasă și îți retrage-o. Și acum ce fac? Întinzi osul spre el și îl retragi când vrea să îl ia. Îi spui lasă. Lasă. Încă o dată. Lasă-l. Lasă. Lasă-l. Și acum întinzi și ții un pic mai mult. Lasă. Lasă-l. Îl retragi. Da. Așa, și trage-l sus acum. Sus. Atât. Atât. Așa, la fel. Lasă-l. Așa. Și încă o dată. Nu. Lasă-l. Observi că acum când este în posesia ta, stai liniștită. Acum când este în posesia ta, el este mult mai temperat. Da? Caută modalități prin care să intre el în posesia osului și atunci își creează ascendent vis-a-vis de tine, da? Dar lasă-l, așa cum tu îți retragi osul, lasă-l. Nu trebuie să ți-l lăsa întins, așa. Și mai faci o dată, întinde ușor și păstrează osul în fața lui. Lasă-l, spui, lasă. Nu, lasă. Bun, e bine. Încearcă să-l pui jos aici. Așa, îi spui, nu. Lasă. Nu. Nu ține lăsa întinsă, e bine. Cheamă-l după tine la umbră acolo. Hai, coace. Du-te. Aici, ca eu? Aici. Du-te la umbră și trage. Aici. Uite acolo, pe ciment. Ai spațiu. Foarte bine. Aha, vezi cum iese din starea specifică de posesie când îl îndepărtezi de resursă? Lasă-l să vină mai aproape și după aia îi spui lasă și tragi de lesă, da? Hai, lasă-l să miroasă până când ajunge la nivel, cum am făcut cu bucățica de mâncare data trecută, da? Aici. Da? Lasă-l să se apropie. Îl reții. Lasă-l să o identifice, da? Să identifice. Ia acum miroase, identifică. Nu. Bun. Bun. Îi dau altceva? Nu. Nu. Bun, foarte bine. Bravo. Foarte bine procedezi. Nu, îi voie. Exact. Bun, și acum lasă-l să-l ia. Ca și cum ți-ar fi scăpat din vedere. Lasă-l să-l ia. Atât. Ha, spune-i, lasă și ridică de lăsă. Lasă. Calmă. Lasă. Calmă, că ajungi la același rezultat invariat. Lasă-l. Ține lasă-l. Sus, ține sus. Atât. Și acum trage-l. Trage-l, acolo. Exact. Îi spui să se ducă să stea. Bravo. Acolo, da? Vino iar să la os. Lui îi spui să rămână. Nu. Stai. Urcă-l sus. Atât. Atât. Perfect. Și acum vii iar la os. Spui nu. Să-i spui să aștepte. Așteaptă. Și tu ții osul de acolo. Ce fac? Și îl duci spre nasul și spui lasă. Lasă-l. Lasă. Nu. Lasă-l. Nu. Nu. Lasă-l. Lasă-l jos, lasă-l jos. Bun. Ia-l și pune-l un pic mai aproape de data asta. Bun. Și spui lasă. Lasă. Dacă depășește marginea, practic e în zona de eroare, îi spui nu și îl ridici. Spune-i... Lasă. Nu. Așa. Lasă. Du-te acolo, cheamă-l. Hai, ba. Hai, ca eu aici. Aha, aha. Vezi că tot tactilul rezolvă situația, tragerea de lesă? Dar
prin intermediul tactilului, adică tragerii de lese, semnalelor tactile, tu dai putere cuvintelor pe care le spui și atunci începe să respecte cuvintele tale. Asta este specia. Asta este lumea lor. Tu trebuie doar să fii relaxată că mergi la sigur, efectiv. Îți dai seama că prima oară... Da, dar mergi la sigur, asta e ideea, da? Adică îi blochezi posibilitatea să dețină controlul prin resursa respectivă. Bun, bun. Și vino cu el. Vino cu el din nou. Îi spui lasă și la un dat când se stabilizează, iei tu de acolo osul. Ia-l tu. Lasă-l. Trage un pic, așa. Lasă-l. Ridici, atât. Lasă-l. Perfect. Excelent. Deci vezi, l-ai organizat, e indus o stare specifică după care ai putut să accesezi resursa. Nu accesezi când e în gura lui și e pe, cu totul și cu totul altă stare. Starea aceea de posesiune din care e în stare să facă orice. Ca să păstreze... Este să fiu eu calmă, că altfel la ce... Sigur că da, și să, în primul rând, să-l deposedezi neatingându-l direct, da? Da. Și slăbindu-i priza pe respectiva resursă. Apoi, astfel se declanșează și vine în prim plan instinctul de conservare, pentru că rezistă ce rezistă încordat așa în zgardă, după care slăbește priza și lasă resursa din gură, concentrându-se pe stimulul tactil, zgarda care stă întinsă către sus. Da? Când a făcut asta și a rămas deposedat de resursă, îl retragi de acolo, îi limitezi accesul la resursă, ceea ce este un atribut al liderului și asta îi dovedești prin mesajul ăsta și îl pui într-o stare de comandă, așa cum ai exersat tu rămânerea pe loc, îndepărtându-l, da? Hai, aruncă osul jos, dar îi spui să lasă. Aruncă-l lângă aici. Lasă-l. Lasă. Așa. Lasă. Vino pe lângă, trage. Lasă. Exact. Lasă. Lasă, foarte bine. Îi lasă. Spui lasă. Ok, și trimite-l acolo să stea. Rămâi sus, rămâi jos. Atât. Bun. Stai acolo. Și încearcă să vii la os. Stai acolo. Osul este o distragere ca oricare alta, da? Exact cum îmi povesteai despre acea goldință, când o vede că... Nu, lasă! Lasă osul jos și trimite-l sus. Înapoi, lasă! Exact, exact. Îți faci mișcările. Stai. Ai perfect. Când se așează în fund, înseamnă că din punct de vedere psihologic l-ai impactat. Când casc așa, la fel. Psihologic l-ai impactat, ceea ce înseamnă că atingi parametrii aceia de stare specifică de așteptare și te avantajează în prezența unei astfel de resurse, ceea ce contează enorm, da? Te duci la el ușor, pui osul jos în fața lui. Lasă. Și spui că n-are voie să atingă. Nu-i voie. Atât. Fii calmă, du-te la lungime de les încolo, fără să tragi. Îi spui să aștepte. Așteaptă. Bun. Îi spui să aștepte, da? Nu-i voie. Bun. Și cheamă la tine, acum. Aici. Trage. Trage. Aici, Caio. Aici. Exact. Bravo, Caio. Bravo. Bun. Foarte frumos. Hai să iau osul aici. Nu. Lasă-l acolo. Lasă-l acolo. Da? Lasă-l acolo. Bun. Lasă-l să miroasă. Când e gata să îl accesezi, îi spui nu, nu. 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 Acum. Nu. Bun, încă o dată. Nu e nimic, acum ridici. Lasă. E ok. Ține sus. Atâta, ții. Și aștepți. Aștepți că lasă. Doar intervalul de timp diferă la câini, dar în final același lucru se întâmplă. Rămâi așa, fii calmă. Lasă. Atâta. Atâta. Atâta, ții. Nimic altceva. Atât și acum îl retragi. Bun. Bun. Da? Așteaptă. Așteaptă. Foarte bine. Vino cu el din nou încoace. Uhum. Astfel se miroase din nou și faci la fel. Da? Deci nu-ți bate capul, e doar o chestiune de lasă. Repetiție și de antrenament. Nu. Așa, bun. Vezi ce înseamnă zgarda? Lasă. Îi controlezi capul. Controlându-i capul, îi controlezi nasul, îi controlezi privirea, nu. Îi controlezi dinții. Lasă. Da? Lasă. Și trage în lateral. Foarte bine ai procedat. Uite, vezi, se temperează și... Lasă. Și începe să folosească nasul întâi, nu se mai duce țintă cu privirea către resursă, da? Treci pe lângă și când vrea să ia, îi spui lasă și îl pui să urce sus. Lasă, lasă, lasă. Da, bun. Foarte bine. Așteaptă. Lasă-l în așteptare, vino și... Nu. Vino tu aici. Așteaptă. Ia osul de aici. Nu.
fii calmă, da, încă n-a depășit. Atât timp cât depășește, e bine. Da, tu punctezi când depășește marginea aceea. Atât. Mergi cu câinele, cu osul în mână, în deplasare. Du-te. Te duci, așa. Continui, e bine. Continui. E bine. Dacă vrea să-ți acceseze osul din mână, atunci îi limitezi acțiunea. Nu. Hai, și vino și înapoi. Îi limitezi acțiunea. Nu. Exact. Arătându-i că tu o deții și ai puterea de a limita accesul la resursă, da? Pas. Deci faci un exercițiu în regim de mișcare acum. Pe cel în regim static l-ai exersat. Bun, te oprești frumos. Nu. Calmă. Șezi. Pune osul acolo pe ciment. Atât, bun. Nu. Și acum te duci și spui să vină cu tine. Hai, du-te. Hai, mergem. Îi impui, da? Nu. Du-te. Aici, aici. Du-te. Aici. Bravo, Caio. Deci comunicarea tactilă la putere, da? Bravo. Poți să vin apoi. L-auzi, e bine cum stă-ți lăsa. Bravo, băia deștept ce ești tu. Bravo. Bravo. Te oprești. Tragi lăsă. Bun. Nu. Calmă. Și tragi în lateral. Nu-i voie. Hai. Da? Hai, aici. Și acum ai spui să vină, exact. Vino aici. Iarăți că stimularea ta tactilă are mai multă influență decât această resursă întâlnită pe traseu. Foarte bine. Bun. Acum, impune-i să treacă dincolo de bordura aceea. Nu, tu rămâi sus, pe el îl dai jos. Jos și îl tragi să se stabilizeze acolo, să nu te depășească, da? Să nu depășească marginea, așa. Și vino să iei resursă. Foarte bine. Bun. Deci încă n-a depășit, e bine, da? Foarte bine. Du-o și pune aici pe margine. Dacă vrea să o ia acolo. Nu? Nu. Și îl tragi înapoi. Tu faci exercițiul până când stă. Exact. Îi limitezi accesul la resurse. Și acum du-te încolo, cheamă-l după tine. Hai, pa. Hai. Caio. Așa, hai. Și tragi ușor. Haide. Tragi de lăsă. Haide. Până când se hotărăște. Haide. Și insistă. Insistă. Haide. În final va face ca tine. Haide. Este legea firii, da? Vino înapoi. Acum îi spui să dea jos. Jos. Și îi spui să rămână. Stai. Atât. Nu. Așa, bun. Și îndepărtează-te mult încolo. Foarte bine. Bun, vino aproape. Nu. Foarte bine. E bine ce face. Nu. Atât? Atât cât să rămână pe loc. Trage din nou. Nu. Și spui, nu nimic, vino și ridică-l acum. Asta este. Ha, ridici, ți ridicat. Lasă. Și spui lasă. Până când dă drum. Atât. Lasă. Nu striga. Tu ține așa, că în final el lasă. Dă jos. Atât. Bravo. Foarte bine. Urcă-l și spune-i să rămână. Stai. Deci acum, conform contextului, nu trebuie să strigi. Acțiunea mecanică face mai mult decât orice ton al vocii, da? N-am înțeles. Bun. Stai. Tu asociezi doar un ton normal, în așa fel încât să înțeleagă că tonul tău normal are o putere de influență maximă, deci n-are cum să-l ignore, da? Bun, ia osul, pune-l pe ciment și pe el îl dai jos. Așa, și îl tragi jos. Pune-i aici, jos. Aici. Atât, spune-i să rămână și stai. Te duci sus. Stai. Bun, du-te. Nu, lasă-l. Atât. Foarte bine, vino și adu-l aici, în punctul ăsta. Da? Aici. Bun. Foarte bine. Te duci mai la distanță, îi spui să rămână. Stai. Da? Cheamă. Hai, aici. Caio, aici. Insiști? Aici. Aceeași rutină, exact. Laudă-l. Dacă ai, dă-i recompensă de la tine. Bravo, sunt acolo. Nu-i nimic? Dacă nu, nu e nicio problemă, stai liniște. Nu, că sunt în geam. Nu face mare diferență. Hai, vino.
Bun. Treci cu el pe lângă os, când vrea să iei spui lasă și pleci mai departe. Lasă. Impuls, impuls. Lasă, bravo. Așa, până când se hotărăște să vină. Așa. Bun, și acum vină înapoi. Aici, insistă. Bun. Și vino din nou. Vi pe lângă, pe partea aia și îl dai jos. Hai, și spui să dai el jos. Jos. Stai. Așa. Insistă. Așa, jos. Așteaptă. Așteaptă. Și te duci. Te duci mult. Foarte bine. Excelent. Și uite cum dezvolți. Da? În jurul unei resurse. Pe care o poate găsi pe sol. Începi un exercițiu veritabil din care câștigi control asupra lui în prezența resurselor și stabilitatea unei stări. Vino aproape și trage-l aici. Aici. Vino aproape și îl pui la loc. Acum l-ai chemat, dar îl pui la loc aici, da? Unde? Aici, unde era. Pune-i jos. Jos. Tot. Stai. Așteaptă. Și pleci. Și pleci. Nu. Așa. Nu. Exact. Și acum te duci. Bun. Deci stabilitatea unei stări pe fondul căreia poți controla atât. Nu. Mai trage o dată, atât. Și la un dat rămâne pe loc, atât. Perfect. Excelent. Deci ai demonstrat controlul și de la distanță. Nu. Îi spui stai. Tragi. Tragi până stă pe picioarele lui, așa. Și acum vino la os. Stai. Deci lasă coada, înseamnă că se temperează. Ia tu osul de acolo, spune-i stai între timp. Stai. Ia-l. Bun. Foarte bine. Aruncă-l undeva acolo, dar îi spui lui acolo să... Undeva în iarbă. Și îi spui să nu se ducă și după aia îl tragi să urce sus, să aștepte. Stai. Da? Stai. Acum. Nu. Bun. Și nu. Acum trage-l sus pe ciment și spune-i să rămână acolo. Stai. Bun? Stai. Și du-te tu la os. Stai. Așa. Foarte bine. Când depășește stai. Îi spui nu. Doar când depășește, da? Nu. Foarte bine. Fii liniștită. Ia osul ăla de acolo. Te duci la el și îi spui să meargă cu tine încolo cu osul în mână, da? Du-te. Hai. Foarte bine. Ține osul pe lângă corp, normal, așa. Și acum arunc, trage-l un pic. Îl trage înapoi de unde a plecat, exact. Deci îi demonstrezi că îi poți limita accesul la resursă. Aruncă osul la sol și spui nu. Exact. Și îl tragi. Exact. Nu. Foarte bine. Și acum, pune-l să se dea jos pe iarbă. Deci ai început o fază de generalizare, trăgându-l jos nu. De pe ciment. Da? Bun. Acum, vino pe partea asta. Nu, stai. Vino pe partea asta și îl chem după tine. Vezi că în drumul ăsta va vrea să-i atragi. Nu, aici. Așa, bravo. Exact. Aici. Bravo. Bravo. Bun, hai cu el aproape. Și dacă vrea să-l ia, îi spui nu. Treci pe partea cealaltă. Nu. Lasă-l pe el în urmă. Nu. Nu. Da? Nu. Nu. Bun, nu. Îi spui lasă. Nu. Și tragi până când renunță. Exact. Repeți. Repeți semnalul până când renunță. Vino pe lângă el încolo și spune-i să vină cu tine. Deci verifici. Hai. Răspunsul lui și controlul nu. Tău nu. Cu care îl obișnuiești. Nu. Du-te, du-te mult. Nu. Și ai plecat, nu urla, nu ridica tonul, du-te pur și simplu. Nu. Hai. Aici. Hai. N-are ce să fac. E ca tine. Hai că vine și mâncare bună după chin. Nu e deloc un chin. Nu e un exercițiu în sine, da? Bun, lasă. Spune-i lasă. Bun. Lasă. Du-te prin spatele lui pe partea cealaltă. Bun. Mânghi-l un pic. Bravo. Liniștită, că-l scoți din stare, așa. Bravo. Liniștită, îi spui lasă. Lasă. Stai. Și acum cheamă-l cu tine încolo. Hai încolo. Hai. Hai. Du-te, aici. Du-te. Până vine. Acum vin înapoi. Hai. Aici. Îl mai pui o dată să stea la fel și la un dat îți iei tu osul, da? Nu. Mai lasă. Aproape un pic, atât. Îl tragi lasă-l. Până când se calmează. Lasă-l. Așa. Bravo. Bun. Bun, și ai plecat. De nimic, trage-l, aici, cheamă-l. Aici. Te duci. Aici. Bun, aruncă-l în iarbă aici. Nu, lasă-l, nu. Și vină tu jos, lasă-l. El trebuie să rămână sus. Lasă-l. Nu, stai. Atât. Stai.
exercițiile obișnuite, nimic altceva nu trebuie să faci. Și îndepărtează-te mult. Mult, 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 mult. Așa. Exact. Mult. Nu. Și du-te și până înapoi. Îți faci exercițiul. Îi demonstrezi controlul tău în prezența resursei. Bun? Te îndepărtezi? Stai. Șezi, Caio. Șezi. Lasă-l fără șezi. Important este să nu depășească. Da? Bun. Perfect. Vino, ia osul de acolo, îl duci spre nasul lui și îi spui lasă. Dacă vrea să-l ia, ți-l retragi. Așa fac și ei între ei când dețin o resursă. Când vrea celălalt să ia, își retrag. Lasă. Exact. Așa, încă o dată. Țin-o în fața lui. Lasă. Lasă. Retragi ușor dacă... Atât. Retragi. Cu cât el e mai ezitant în a accesa, cu atât tu retragi mai finuț. Ține în fața lui acum. Lasă-l. Lasă-l. Atât. Așa. Lasă. Bun. Lasă osul jos acolo unde lasă. Stai. Bun. Ia-l cu tine. Spune-i să vină. Hai. Bravo. Aici. Și am terminat. Du-te aici. Jos pe trepte. Aici. Spune-i să meargă cu tine. Aici. Aici. Cum e, dragi prieteni? Avem controlul sau nu? O mare resursă asta, să știți. Pentru câine asta înseamnă enorm. Cum vi s-a părut? Luptă mare, luptă mare. Sigur că da, dragi prieteni. Întotdeauna este o luptă acolo, o mică abordare pe baza căreia, prin așa zisă luptă, unul dintre cei doi combatanți câștigă, celălalt cedează. În cazul acesta, prin tehnică puteți să arătați câinelui vostru că aveți toate calitățile de lider. Știți cum să-l abordați, sunteți echilibrat, nu ridicați vocea, nu vă panicați, nu vă isterizați și folosiți tehnica de control. Cel mai sigur, că de aceea folosim lăsa și zgarda aici, cel mai sigur pentru a nu fi mușcați într-o situație de genul acesta, când câinele este tensionat, l-ați văzut că e un pic agitat din acest punct de vedere, resursa respectivă creează tensiune, o stare de război. Este gata să-și pună pielea în băț pentru orice, să-și pună pielea în băț protejând resursa pe care deja o are în posesie, indiferent cine se apropie. Ca să evitați să fiți mușcați, folosiți lesa zgarda. Zgarda controlează capul, dinții, nasul, privirea. Astfel îl puteți îndepărta. Dacă ați observat, când îndepărtezi câinele de resursă, starea de tensiune scade, starea specifică de posesiune scade și atunci te poți înțelege cu papițoiul în cazul acesta, dar să știți că se poate întâmpla treaba asta dacă ai un tosain, dacă ai un rottweiler, dacă ai un ciobănesc german, un boxer sau eu știu ce rase, chiar un pitbull din această tipologie și poți avea mari probleme. Deci abordează inteligent această situație. Dacă nu reușești, apelează la un specialist să-ți explice în detaliu toate aceste lucruri care țin pur și simplu de natura câinelui, mama natură, da? Apelează să înțelegi de ce face câinele lucrurile pe care le face, în interpretarea corectă vei avea și abordarea corectă. Sunt Cătălin Cornea și nu uitați, dragii mei, că orice câine poate fi dresat dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. Și nu uitați, intrați acolo în secțiunea de comentarii, scrieți-mi părerea voastră, scrieți-mi situațiile cu care voi vă confruntați, știți că eu intru și ne conversăm acolo, vă dau toate răspunsurile de care voi aveți nevoie și duceți-vă, dați un subscribe, dați un share, ați văzut săgețuța aia, țâc, share, după care dați like dacă v-a plăcut și ne vedem cu următoarea ocazie la următorul clip. La revedere!